Bună seara! Salut! Bine ai venit la România au talent! Cine ești? De unde vii? Mă cheamă Dasculu David, am 18 ani și vin din Craiova. Oh, David, bine ai venit din Craiova! Ești pe beat, ești pe flow! Sunt pe tot ce trebuie. Zona noastră chiar este o zonă renumită din 1920, noi suntem pe rep acolo în Craiova, la greu. Cei mai buni! Faci de mult treaba asta? Da, fac de când eram mic, dar am avut pauze. Am făcut dansuri sportive, am făcut o grămadă de chestii până am ajuns să fac street dance și am avut multe pauze, tot felul de probleme și financiare și de mai multe feluri. Era destul de scump și ba, făceam, ba, nu făceam. La un moment dat era fazele adolescenței în care nu mai voiam să fac chestia asta. M-am vagabonțit, să zic așa. Nu mai voiam să fac asta, eram o lepră, cum să zice. Ieșeam pe afară, nu făceam nimic, școala nu mă interesa, dansul nu mai făceam. Mă duceam la școală și ieșeam afară. Vorba vine, mă duceam la școală. Vorba vine. În primul semestru, în clasa noua, am avut 200 de absențe, în jur de 200. Și după m-am reapucat cu balul bobocilor. A venit balul bobocilor și am vrut să particip la Mister. Și acolo îmi trebuia un talent să fac ceva. Și mi-a revenit pasiunea, să zic așa. De vreo 3 ani m-am reapucat, cam așa, și îi dau tare de atunci. Am venit la România Talent pentru că am vrut să arăt de ce sunt capabil. Hai să te vedem. Succes! Mulțumesc! Hai, David! A, am crezut că e altceva. Și eu la fel. Faptul este că e hip-hop. Da! E hip-hop, dar fără vorbe. Bravo, David! Eu am crezut că faci altceva, dar ne-ai surprins foarte bine. Și pe mine m-a surprins. Așa. Da, mă așteptam să ne cânt, să vii cu rap-ul aici, să fie... A zis că o dă pe flow. Da. Dar să știi că m-ai surprins plăcut, că mi-a plăcut foarte mult dansul tău. Te miști bine. A și dat din el, n-ai iertat. A dat. Bravo! Andy? E foarte important pentru mine să văd că nu e o coreografie așa, pur și simplu, moment, o coreografie de la cap la coadă, ci e o interpretare prin mișcare a muzicii. Exact. Și exact asta am văzut la el și asta mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut că el descrie prin mișcare ceea ce aude, ceea ce mă face să cred că e un dansator foarte valoros. A dat totul astăzi, într-adevăr, a venit și a zis, băi, e șansa mea. Unde, Doamne iartă, mă duc eu să mă mai remarc? Dau aici, tată, chiar dacă nu mai am aer la sfârșit. Eu cred că în timp el va învăța să se relaxeze, o să se elibereze mai mult și o să înceapă să dăruiască. Asta e părerea mea. Păi hai să-i dăruiești noi, Andy, ceva astăzi. Din partea mea, fără niciun fel de ezitare, da. Andra? Mulțumesc. Răspunsul meu este da. Bravo. Și din partea mea ai tot un da. Mulțumesc. Din partea mea ai un da. Și ne vedem în etapa următoare cu 4 de dar.